Când am mers la școala biblică în 1990, am citit într-o statistică că prima categorie de oameni care este expusă cel mai tare la risc și la un nivel de viață scăzut sunt parașutiștii și pe locul 2 păstorii. N-am priceput niciodată atunci de ce este așa. Păstorii au o viață liniștită, stau pe scaun, nu muncesc în ploaie, nu muncesc în frig, de ce trebuie să moară ăștia de vreme? Însă trecând anii, am început să înțeleg că este o realitate și statistiile acestea sunt foarte adevărate. Ceea ce vreau de la dumneavoastră ca Biserica Domnului Iisus Hristos este să vă rugați pentru mine. Am mare nevoie să vă rugați pentru mine. Pentru ca dumneavoastră să fiți binecuvântați ori de câte ori intrați în casa aceasta. Am mare nevoie să vă rugați pentru mine când sunteți aici și când sunteți acasă. Vreau să vă spun că persoana cu cea mai mare nevoie de rugăciune de sub acest acoperiș sunt eu, Luigi Mițoi. Vă mulțumesc că îmi permiteți să vă spun aceasta și vă mulțumesc că o să țineți cont de această nevoie pe care o am. În funcție de împlinirea acestei nevoi, dumneavoastră veți fi binecuvântați și chiar dacă veți veni întristați, veți pleca de aici zâmbind, ca din casa lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze! Vreau să-mi cer iertare pentru toți cei care în această dimineață nu le mai pot oferi timpul să cânte, chiar dacă ei au fost programați să cânte. Fiți binecuvântați și rugați-vă pentru o nouă oportunitate să fim în casa Domnului. Îngăduiți-mi doar câteva scurte anunțuri și în timpul care a mai rămas să rostim cuvântul Domnului. O tânără româncă care este între noi de puțin timp, Timea, caută de lucru. Dacă sunteți căutători de astfel de oameni, vă rog frumos să contactați secretarul bisericii. La programul de seară vom face o strângere specială de ajutoare pentru familia Gorcea, pentru Marcela Gorcea, care a rămas văduvă la 29 de ani, care trece prin mari dificultăți, care are foarte, foarte multe datorii la bancă, ca orice tânără care rămâne fără soț la vârsta aceasta, când fiecare se bagă în datorii pentru ca să-și facă un rost și un viitor. Toți pastorii cu care am fost la serviciul memorial care au avut loc cu o săptămână în urmă, când eu am fost în Australia prin Harul lui Dumnezeu, ne-am angajat să venim în fața bisericilor unde slujim și să le punem în față această problemă și această nevoie a unor oameni care plâng și au rămas disperați în urmă. Sunt frații noștri. Mâine putem fi noi într-un astfel de necaz. Este un moment în care să ne deschidem inima, dar și buzunarul și să ajutăm pe cei cu care într-o zi vom sta pe străzi de aur și ne vor privi și ne vor spune: în ziua necazului ai putut să mă ajuți și în loc să mă ajuți m-ai criticat. Vreau diseară Biserica Betania să facă o strângere specială pentru această situație disperată, pentru această situație de criză. Și vă mulțumesc că veți avea înțelegerea necesară. Fratele Gabi Buzguța, care este între noi din Detroit, însoțit de fratele Marian, care a slujit aseară la evangelizare, care este acum cu noi și care va sluji în mod special diseară la serviciul de evangelizare, are și discuri pe care sunt înregistrate o parte din cântecele pe care el le cântă și la programul de seară le puteți avea dacă sunteți interesați. Mulțumesc! Acum vă invit pentru minutele care ne-au mai rămas, probabil suficiente pentru ceea ce eu vreau să fac, să ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu care, de fapt, este cel care conduce la pocăință și la sfințire. Priviți, vă rog, la cum arăta un serviciu divin la începutul bisericii primare și priviți la cum arată și astăzi un serviciu divin. Și veți înțelege și așa de ce pocăința atunci era cum era și de ce pocăința este astăzi cum este. Toate au rostul lor, însă ceea ce conduce la pocăință și la Dumnezeu este Evanghelia aceasta, din care avem din ce în ce mai puțin timp să predicăm și pentru care avem din ce în ce mai puțin timp să o explicăm. Și ni se pare că aceasta este o virtute. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, în lumea aceasta, fără înțelegerea acestei cărți, nu se poate. Este foarte important să ne facem timp să o citim și să o explicăm, pentru ca noi și copiii noștri să creștem în cunoașterea și în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să încep în această dimineață, prin Harul Domnului, sub binecuvântarea rugăciunilor dumneavoastră și a prezenței Duhului Sfânt, un ciclu de lecții care orientează viziunea Bisericii Betania la acest început de an, o viziune care va deveni realitate pentru fiecare zi a viitorului pe care îl petrecem împreună. Menirea acestui ciclu de predici pe care le numesc Care sunt scopurile Bisericii lui Dumnezeu? Este să creeze o viziune și să explice viziunea. O viziune nu se înțelege ușor. Ceea ce este cel mai greu de înțeles, mai greu decât matematica, este o viziune. Pentru că ea tot timpul se învârte în desfășurarea timpului.
Viziunea aceasta se primește de la Dumnezeu, prin slujitorii lui Dumnezeu, care au menirea să facă transparent această viziune și să pună poporul în fața viziunii ca să o înțeleagă. Când poporul lui Dumnezeu înțelege viziunea, viziune înseamnă planul și voia lui Dumnezeu pentru timpul nostru. Când poporul lui Dumnezeu înțelege planul și voia lui Dumnezeu pentru timpul nostru, oamenii sunt în stare să dea bani, toți banii, să dea timp, tot timpul și să se dea pe ei însuși și însăși. Dar când oamenii nu înțeleg de ce trebuie să se dăruiască, nu se dăruiesc, rămân rezervați și stau liniștiți în așteptare. Haideți împreună în această dimineață să acceptăm această mare provocare pe care, pe cel puțin pentru mine, este cea mai mare plăcere de a predica despre care sunt scopurile bisericii. Realizez astăzi, mergând printre bisericile Domnului, că în general biserica nu mai are niciun scop. Are scopul să se întâlnească și fiecare să vină cu marfa lui, fiecare să vină cu cântecul lui, cu poezia lui și cu predica lui. Dar de fapt nu vrem să ajungem nicăieri cu asta, ci vrem numai să creăm așa un entuziasm și fiecare să vadă cât de bine știu eu să cânt, cât de bine știu eu să predic, cât de bine știu eu să recit. Felul în care organizăm programul nu este ca să ajungem undeva, ci este ca să ne simțim bine acum. Și când plecăm acasă, Dumnezeu cu mila Lui. Oamenii ai Lui Dumnezeu, nu așa a făcut Iisus. El când a venit între noi, am spus: Tată, eu am venit aici ca să le spun acestor oameni ceva ce o să influențeze, ce o să le schimbe destinul. Iar când s-a întors, a spus: am sfârșit lucrarea, Tată. Lucrarea Lui nu a emoționat doar, lucrarea Lui a dat direcție, adică a prezentat lumii un scop pentru care unii au murit și au trăit și scopul este împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie să le dăm acestor copii ai noștri o direcție și când vor înțelege direcția, vor renunța la droguri, vor renunța la păcatele sexuale, vor renunța la alcool și la destrăbălare, pentru că au un scop clar. Dar dacă nu înțeleg de ce trebuie să mă privez pe mine, adică să renunț la plăcerile mele, nu o să am puterea să renunț. Plăcerea de a fuma, de a te droga, de a-ți permite păcatul, e prea mare ca să te lipsești de ea degeaba. Trebuie să înțelegi care este scopul lui Dumnezeu cu tine. Trebuie să înțelegi care este scopul lui Dumnezeu cu Biserica Betania. Scopul lui Dumnezeu cu Biserica Betania nu este să vină aici joia și duminica, unii să cânte, alții să predice și să plece din nou acasă. Nu, nu, nu! Armata nu este în mâna lui Dumnezeu. Poliția nu este în mâna lui Dumnezeu. Businessmenii nu sunt în mâna lui Dumnezeu. Singurul instrument pe care îl folosește Dumnezeu pentru împlinirea intereselor sale pe pământ este biserica. Înțelege biserica planul stăpânului? Ce ar fi să lucrez eu la unul dintre dumneavoastră care aveți business și eu să nu știu ce vreți să fac? Și să vin în fiecare zi pe acolo și să fluier și să cânt, dar eu să n-am idee ce se produce în firma aia. Cât randament aș da eu pentru firma dumneavoastră dacă n-aș înțelege ce se produce acolo și ce scop aveți? Oameni buni, care este pentru dumneavoastră scopul bisericii? Care este pentru dumneavoastră scopul bisericii? Haideți să cercetăm împreună din Scriptură și să învățăm împreună. Vă invit respectuos să aveți Scriptura în mână și vă rog respectuos să nu mai faceți greșeala să veniți fără ea. Eu nu pierd nimic dacă veniți fără ea, dar dumneavoastră pierdeți totul și nu mai aveți nimic de pierdut. Veniți la biserică cu Biblia, mergeți la bucătărie cu farfurie, cuțit, lingură și furculiță. Întotdeauna avem nevoie de Biblie, altfel nu o să știm cărțile Bibliei, nu o să știm le găsi, fiecare o să ne spună ce vrea, iar noi nu o să putem verifica. Avem nevoie să verificăm dacă scrie așa Evanghelia, pentru că trăim într-o vreme în care tot felul de învățături ne ajung la urechi, care de care mai contradictorii. Nu am să vă spun care sunt scopurile bisericii, pentru că nu este rostul meu. Rostul meu este să citesc din Biblie care sunt scopul bisericii, scopurile bisericii și dumneavoastră le veți înțelege cu multă ușurință. Pentru aceasta, ca să vedem noi care este scopul bisericii astăzi, aș vrea să vedem care a fost scopul pe care Hristos l-a avut, prin exemplu personal și mai apoi prin învățătura lui. În al doilea rând, aș vrea să vedem care au fost scopurile lui Pavel și scopurile lui Petru. Aș vrea să vedem cum au privit ei această problemă, care a fost scopurile lor.
Domnul Iisus Hristos, atât exemplu personal, cât și învățătura Lui, Apostolul Petru, Apostolul Pavel, văzând care au fost scopurile lor, înțelegem care ar trebui să fie scopurile noastre, pentru că noi pretindem că îl urmăm pe Iisus. Noi nu-l putem urma pe Iisus dacă nu știm încotro s-a dus El. O să ne învârtim așa toată viața. Trebuie să știm, El s-a dus pe aici și noi mergem tot pe aici. Pe aici a mers Pavel și noi mergem tot pe aici. Că dacă nu știm pe unde s-au dus ei, noi pe unde să ne ducem? Vă invit să deschideți Evanghelia la Ioan, capitolul 17, versetul 6. Și să citiți împreună cu mine cuvântul Domnului. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat. Tată, am făcut cunoscut numele Tău oamenilor. Vreau să vă întreb, cum se numește această activitate? Mai tare, frate Gabi. Evanghelizare. Domnul Iisus Hristos a evanghelizat. Ce înseamnă evanghelizarea? Evanghelizarea înseamnă să iei cuvântul din inima lui Dumnezeu și să-l duci în inima oamenilor. Această solemnă misiune o are biserica, să ia cuvântul din inima lui Dumnezeu și să ducă cuvântul în inima oamenilor. Și Hristos a făcut primul lucru la acesta. El a spus, Tată, am făcut cunoscut numele Tău oamenilor la care m-ai trimis. Eu am evanghelizat, Tată, m-ai trimis pe pământ să evanghelizez, am venit și mi-am împlinit misiunea. Eu nu am venit aici să mă simt bine, Tată, eu am venit aici să sufăr, Tată. Pentru că aduce cuvântul este suferință, este sacrificiu. Scopul Bisericii lui Dumnezeu trebuie să fie în primul rând și de departe în primul rând, evanghelizarea. Nicio instituție din lumea aceasta nu evanghelizează decât biserica. Dacă nici biserica nu evanghelizează, Dumnezeu va eșua. Succesul lui Dumnezeu în ceea ce privește împlinirea intereselor sale pe pământ, depinde de responsabilitatea bisericii de a-și înțelege misiunea, ducându-se să spună cuvântul Domnului, să spună cuvântul Domnului, nu să-l spună să se simtă oamenii bine, nu să-l spună să nu se supere nu știu cine, să se supere 6 miliarde de oameni dacă vor, dar eu am să rostesc cuvântul lui Iisus Hristos. Eu n-am venit aici să vă spun ce vă place, eu am venit aici să vă spun Evanghelia. Iar dacă nu vă place să vă pocăiți și Dumnezeu să vă ajute. Iar dacă nu-mi place să mă pocăiesc și Dumnezeu să mă ajute. Atâta timp cât o să mai am minte, am să spun cuvântul Domnului și n-are să mă intereseze dacă cuiva îi place sau nu. E problema lui, nu-i problema mea. Eu sunt aici în calitate de repetator al acestei Evanghelii. Și atâta vreme cât mintea sănătoasă va sta în capul meu, voi repeta Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că pentru aceasta trăiesc. Să repet cuvintele Mântuitorului. Scopul numărul unu al bisericii este să facă evanghelizare. Acesta a fost exemplul lui Iisus. Haideți să observăm care este porunca lui Iisus. Matei, capitolul 28, versetul 19. Duceți-vă și nu obosiți. Duceți-vă și nu vă opriți. Duceți-vă și nu ezitați. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Duceți-vă cu Evanghelia. Spuneți Evanghelia. Repetați Evanghelia. Rugați-vă pentru Evanghelie. Insistați cu Evanghelia. Duceți-vă. Ridicați-vă și duceți-vă. Faceți-vă timp și duceți-vă. Strângeți banii de care aveți nevoie și duceți-vă. Organizați-vă și duceți-vă. Duceți-vă. Este porunca mea. Mor cu oful acesta. Să vă duceți. Eu cât am fost, m-am dus. Tată, am făcut cunoscut numele Tău, dar acum eu mă duc la Tatăl. Voi cei care mă iubiți și mă urmați, duceți-vă voi pentru mine. Duceți-vă voi în locul meu. Duceți-vă voi după exemplul meu. Duceți-vă pentru că e porunca mea. V-am dat un exemplu, eu m-am dus, acum trebuie să vă duceți voi. În ce măsură face Biserica Betania evanghelizare? În ce măsură Biserica Betania urmează în mod practic exemplul lui Iisus? Teoretic noi urmăm pe Domnul, urmăm pe Iisus, pe Duhul Sfânt, teoretic noi suntem perfecți. În mod practic, în ce măsură Biserica lui Dumnezeu de astăzi face evanghelizare? Pentru că evanghelizarea este primul scop al Bisericii lui Dumnezeu. Nu există biserică fără evanghelizare.
Noi suntem aici că într-o zi am fost evangelizați. Noi suntem aici pentru că într-o zi cineva ne-a vestit Evanghelia. Acum noi trebuie să procedăm la fel cu alții. Este exemplul lui Iisus, primul scop, evangelizarea. Este porunca lui Iisus, primul scop, evangelizarea. Este porunca lui Petru, primul scop, evangelizarea. Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 47. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Cum se mântuiesc oamenii? Prin predicarea acestei evanghelii. Biblia ne spune că Petru a stat în mijlocul lor și a spus: bărbați evrei! Și a început să le explice, a început să le explice. Observați că astăzi nu mai avem timp să explicăm? Observați că nu mai avem timp să explicăm? Închidem Biblia și plecăm acasă. Ce am învățat astăzi? S-a meritat să ne pierdem o dimineață fără să învățăm nimic? Dar noi am învățat pentru că am fost în casa lui Dumnezeu. Am fost lângă Scriptură, am fost în prezența Duhului Sfânt și El s-a ocupat de conștiința noastră și ne-a dat cuvântul Său. Porunca lui Petru a fost evangelizarea, evangelizarea, pentru că este primul scop al bisericii. Nu e viziunea lui Luigi, nu e viziunea lui Cladovan sau Luca sau Marius sau Lorinț. Este porunca, este exemplul lui Iisus Hristos și al ucenicilor Săi. Haideți să mergem și la Pavel, să-l vedem și pe el. Efeseni capitolul 4, versetul 11. Efeseni capitolul 4, versetul 11. Și el a dat pe alții evangheliști. Cine? Iisus. Câți cântăreți are Biserica Betania? Câți pastori are Biserica Betania? Atenție, fiți atenți. Câți evangheliști are Biserica Betania? Dacă eu greșesc, să mă iertați. Dar dacă noi greșim, atunci este momentul să ne pocăim până nu vine mânia lui Dumnezeu. El a dat pe alții evangheliști. Unde sunt astăzi alții? Unde sunt? În ce măsură îi ajutăm? În ce măsură îi creștem? În ce măsură îi trimitem? În ce măsură înțelegem că e nevoie de ei? De bucătari e nevoie? Ce simplu este să știm că e nevoie de bucătari. Dar de evangheliști nu mai este nevoie. Cine va duce cuvântul la o lume care se scaldă în păcat? Și într-o zi noi vom fi făcuți responsabili, pentru că Dumnezeu ne-a trimis și nu ne-am dus, că am fost ocupați. Scopul numărul unu, evangelizare. Scopul numărul unu, evangelizare. Scopul numărul unu, evangelizare. Iisus a făcut evangelizare. Iisus a poruncit evangelizare. Petru a poruncit evangelizarea. Pavel a poruncit evangelizarea. De ce? Care este scopul? Care e obiectivul? Obiectivul este să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este scopul evangelizării, să informăm oamenii de cuvântul Domnului. Până să cunosc cuvântul Domnului, nu m-am întors la Domnul. Ceea ce m-a determinat să mă întorc a fost cuvântul care mi-a luminat mintea. Cum vine credința în inima oamenilor? Prin cuvântul Domnului. Fraților, e bună rugăciunea, e bună poezia, e bună cântarea, toate sunt bune, dar niciuna dintre acestea nu au eficiența Evangheliei. Trebuie să primeze Evanghelia, trebuie să fie pe primul loc Evanghelia. Toate sunt bune, dar se subordonează Evangheliei și predicării acesteia prin puterea Duhului Sfânt. Nu ni se vor pocăi copiii doar că ascultă la ce cântăm, la ce recităm și la ce programe facem, dacă nu vom spune Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt. Și vor rămâne în păcat și vom plânge toate bătrânețele noastre și vom pleca la Domnul cu rușine că au rămas în urmă copiii noștri nemântuiți. Cine să producă credința în inima lor dacă nu sfânta și minunata Evanghelia lui Iisus Hristos? De ce nu avem timp să o predicăm? De ce nu ne facem timp să o predicăm? De-aia oamenii sunt fără simț, fără timp, fără bani pentru Dumnezeu. Pentru că nu cunosc Evanghelia. Nu cunosc, nu cunosc nici Evanghelia și nici puterea lui Dumnezeu. Primul scop al Bisericii lui Dumnezeu este evangelizarea. Să spui Evanghelia se numește evangelizare. Biserica Betania trebuie
să aibă, să facă evangelizare pentru ea în interiorul ei și trebuie să facă evangelizare cu interiorul ei în afară. Și anul 2004 este o provocare pentru noi. La începutul lunii februarie vom avea o adunare generală, când ne vom strânge numai noi, familia Betania, și atunci trebuie să stăm la sfat. Atunci nu o să avem timp să ne certăm, atunci nu o să avem timp să ne reproșăm nu știu ce. Atunci vom sta să vedem ce lumină ne dă Domnul pentru un an care ni l-a pus în față. Marius Gorcea nu mai are anul acesta. Avea două proiecte de evangelizare și Dumnezeu a luat dreptul să le mai împlinească. Însă mie mi-a lăsat acest drept. Ce fac cu el? Ce fac cu el? Nu mi-e mie rușine de Dumnezeu care îmi dă binecuvântare peste binecuvântare și mie nu-mi pasă de interesele lui și mie nu-mi pasă de scopurile împărăției lui? Ba da, n-am somn în așternutul meu și n-am liniște pentru că știu și nu fac. N-o să mă oprească nimeni să nu fac. Nimeni, decât unul singur, Dumnezeu. Dar El nu numai că nu mă oprește, El mă împinge. Mă împinge prin Duhul Sfânt, mă împinge prin Evanghelie și îmi spune, du-te, du-te. A murit Luther, a murit Calvin, a murit Petru, a murit Pavel. Iisus s-a dus la cer, du-te tu. Doamne, dar nu mă pricep. Eu sunt cu tine, du-te, 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 du-te. Ce fac în fața acestei provocări? Suntem foarte ocupați. Și când avem puțin timp, când avem puțin timp liber, mergem în vacanță și în concediu. Și asta nu-i rău. Dar vă întreb, această carte nu merită nimic? Dumnezeul ei nu merită nimic? Avem nevoie de o viziune clară de evangelizare. Evangelizare înseamnă să aduci oameni din afară înăuntru. Asta este slujba evanghelistului, nu-i slujba păstorului, nu-i slujba învățătorului, nu-i slujba prorocului. Nu, nu, nu! Dar dacă nu e evanghelistul, dacă nu este evanghelistul, nu este nici evanghelizare. Și dacă nu este evanghelizare, nu mai vine nimeni pe aici. De ce să facem evanghelizare, auzi pe unii? De ce? Doamne, iartă-mă, de ce să faci evanghelizare? Pentru că Iisus a făcut, pentru că Iisus a poruncit, pentru că Petru a poruncit, pentru că Pavel a poruncit. Nu-i suficient? Ba da. Mai am timp doar să vorbesc despre al doilea scop. Vom continua dacă Domnul ne ține în viață joi și dacă Domnul ne ține în viață duminica cealaltă. Vă rog să redeschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 8. Observați ce spune versetul 6 mai întâi. Le-am făcut cunoscut numele tău. Le-am făcut cunoscut numele tău. Asta înseamnă evangelizare. Observați versetul 8. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Încă o dată, versetul 6. Le-am făcut cunoscut numele tău. Iisus e Domnul. Dumnezeu este Tatăl. Duhul Sfânt e mijlocitorul. Asta înseamnă evangelizare. Și acum urmează etapa numărul 2. I-am făcut să priceapă cuvântul tău. Cum se numește acest al doilea scop? Creștere, ucenicizare, spune fratele Petru, bine spune, zidire, maturizare. Adică una este să se nască copilul, să vină dintr-o lume în alta. Și alta este să te apuci să-l crești în fiecare zi, să-l educi și să te ocupi de el. Una este să aduci un prieten de afară aici și să-l determini să spună, îl primesc pe Domnul și la urmă să uiți de el pe banca aia. Și alta este în fiecare zi să-l iei și să-i dai o învățătură începătoare. Acum începe rolul învățătorului. Câți învățători are Biserica Betania? Învățători consacrați, învățători pregătiți, învățători cu chemare. Dacă n-are învățător, cine va învăța? Va învăța evanghelistul? Evanghelistul nu trebuie să învețe. N-are succes când învață evanghelistul. Pentru că n-are succes mecanicul când lucrează la... N-are succes, pentru că el e specializat în mecanică. Evanghelistul are dar de evanghelist, învățătorul are dar de învățător. Fraților, nu-i confundați că ești om. Nu-i nimic mai dramatic decât să evanghelizeze un învățător
și să învețe un evanghelist, nimic nu-i mai dramatic. Faceți dumneavoastră această diferență? Ați observat-o la microfonul ăsta sau nu? Când un evanghelist evanghelizează, simți că nu mai poți sta pe scaun. Când un învățător învață, simți că mintea ți se e cuprinsă de lumină. Dar când cei doi fac invers, te mănâncă pielea și de-abia aștept să spună amin, să pleci acasă, că e aproape insuportabil. Frații mei, e foarte important să înțelegem cuvântul Domnului din Romani, capitolul 12, unde Biblia spune: cine este chemat la o slujbă, să se țină de ea. Adică, cine este chemat să fie evanghelist, numai asta să facă. Cine este chemat să fie învățător, numai asta să facă, dar să o facă bine și cu succes. Și de-abia să zicem: Doamne, mai adu-l o dată că mi-nsetează sufletul. Of, of. Frații mei, de ce a ajuns biserica unde este? De ce sunt minunile puține? Noi spunem: nu ne rugăm. Nu ne rugăm? Ne rugăm, fraților. Ne rugăm, fraților. Ne rugăm. Nu suntem pocăiți. Poate că există puțin adevăr aici. Sau poate că există mai mult. Vă rog să deschideți, să redeschideți la Matei, la capitolul 28, versetul 20. Am citit prima oară versetul 19. Acum citim versetul 20. La versetul 19 spunea: duceți-vă. Duceți-vă. La versetul 20 spune: învățați-i să păzească. Vă rog frumos să rămânem 30 de secunde asupra acestui verset. Nu vi se pare ciudat? Nu spune învățați-i. Spune învățați-i să păzească. Faceți diferență între aceste două situații? Nu spune învățați-i, ci spune învățați-i să păzească. Explicați-mi, în care e diferența? Când înveți pe cineva, înveți teoretic. Când înveți pe cineva să păzească, îl înveți practic. Diferența e următoarea. Prima e teologie, a doua e ucenicie. Pavel n-a făcut teologie niciodată. Pavel a făcut ucenicie. L-a luat pe Tit, l-a luat pe Epafrodit, l-a luat pe Timotei după el și i-a ținut după el. Și a spus: vedeți voi cum predic, așa să predicați. Vedeți voi cum mă rog, așa să vă rugați. Vedeți voi ce îndrăzneală am, așa să aveți și voi. Astăzi noi îi trimitem la școli teologice și nu văd pe nimeni predicând, nu mai le spunem. Îi îmbuibăm cu învățătură. Și vin aici, vin înapoi, dar ei n-au văzut pe nimeni cum să facă, nu mai au auzit. Unde este ucenicia? Nu există, există doar teologie. Consecințele acestei nefaste situații se văd în viața noastră. Biblia nu spune învățați, Biblia spune învățați să păzească, adică arătați-le cum. Arătați-le practic. Fratele Marian, care este aici lângă mine, știe că într-una dintre bisericile din România am implementat o viziune 1 plus 1. 1 plus 1 în evanghelizare, 1 plus 1 în ucenicizare. Asta înseamnă că fiecare care știe să facă ceva, să învețe pe un altul să facă ceea ce știe el. Păstorul să ia pe cineva spre care Dumnezeu îi îndreaptă privirea și să-l învețe să facă ce știe el. Dirijorul să ia pe unul din sală care vede că are calități, care vede că este un om pocăit și serios și să-l învețe să fie dirijor. Că nu știu eu când mă ia Domnul la el. Și să nu rămână locul ăsta gol. Și să nu rămână locul ăla gol. Și să nu rămână locul ăla gol. Și să fie cineva imediat în spatele meu. Cunoașteți istoria bisericii din Sebastian, Filadelfia, unde eu m-am pocăit și m-am botezat? Știți când a murit păstorul de acolo și pentru 3 ani au rămas fără păstor? Și biserica a fost condusă de comitet și a fost acolo teroare, teroare, teroare. De ce? Pentru că nu a fost crescut un al doilea om. 1 plus 1, 1 plus 1. Dar nouă de multe ori ne e frică să-l creștem pe al doilea, că aceasta arată vanitatea noastră, egoismul nostru și firea care ne domină. Și noi permitem ca să acceptăm astfel de oameni printre noi și mai ales în poziții de slujire. Oameni buni, să țineți minte ce spune fratele Luigi în această dimineață din Evanghelia Domnului. Ce spune, ce alții spun mereu aici. Dacă nu ne vom pocăi de această rușine fără rost și nu le vom spune oamenilor: nu e locul tău acolo, pentru că ești iresponsabil, această biserică se va duce în jos. Pentru că nu poate un nesfânt să mă ajute pe mine să mă sfințesc. Nu poate un nepocăit să mă ajute pe mine să mă pocăiesc. Nu poate unul care nu-i pasă de sfințenia acestei cărți să mă ajute pe mine să-mi pese. Eu nu pot să vă ajut pe dumneavoastră să faceți ce nu fac eu. Biblia spune că biserica este cât învățătorul ei, este cât păstorul ei.
Niciodată biserica nu îl depășește pe păstor și pe învățător. Tot timpul stă aici. De aceea ne trebuie ca el să meargă cât mai mulți, noi să mergem după el, pentru că omenește vorbind, el este cel ce merge înainte. Noi spunem, nu, Domnul este. Păi Domnul este și în biserica care merge în sus, și în biserica care merge în jos. Domnul este și în biserica care stă unită, și în biserica care se dezbină. Întreb, de ce să dezbină biserici dacă e Domnul acolo? Ce explicații simple avem noi, dar neadevărate. Oamenii ai lui Dumnezeu, persoanele care stau aici, sunt mai importante decât ne place să acceptăm. Mai citesc încă trei versete biblice, încă două versete biblice și spun amin. Observați exemplul lui Iisus, el a făcut ucenicizare, adică i-a implicat pe oameni într-un proces de educație spirituală. Câți dintre dumneavoastră ați fost implicați într-un proces de educație spirituală în biserica de unde veniți? Sistematic, pentru o perioadă lungă de timp. Adică ați fost luat de un învățător, pus într-o clasă, într-un grup de frați, și sistematic v-ați întâlnit ca să vă explice cuvântul Domnului și să corecteze învățătura și să vă spună cu zeciuiala e așa, cu acoperitul e așa, cu nașterea de copii e așa, cu cravata e așa, cu sfânta cină e așa, cu spălarea picioarelor e așa și să avem o învățătură unitară. Câți dintre noi am fost supuși la o astfel de perioadă de ucenicizare, de maturizare, de creștere? Dacă așa am învățat matematica din zbor, 2 ori 2 ar face mereu altfel. Dar 2 ori 2 fac 4 pentru că toți suntem învățați într-un sistem disciplinat și permanent. Și 12 ani, unii 20 de ani stau acolo și tot învață. Iar nouă ni se pare că Biblia asta o învățăm așa la fără frecvență. Fapte, capitolul 2, versetul 42. Sunt aici patru stâlpi ai bisericii. Observați că primul nu este rugăciunea. Asta nu înseamnă că rugăciunea nu e importantă. Rugăciunea e mai mult decât importantă, fraților, nu importantă. E mai mult decât importantă. Dar primul stâlp nu e rugăciunea, pentru că și musulmanii se roagă, și hindușii se roagă, și cei ce fac yoga și meditație transcendentală se roagă. Dar observați care e primul stâlp. Aveți Scriptura în mână. Eu nu vă pot păcăli pentru că aveți Scriptura în mână. Primul stâlp este următorul. Învățătura apostolilor. Aceasta face diferența între nelegiuire și sfințenie. Învățătura apostolilor. Pentru că Hristos spune, în ziua aceea le voi spune blestemaților, plecați de la mine pentru că ați trăit fără învățătură, fără lege, fără principii. Trebuie să cunoaștem principiile, frați și surori, dar trebuie să le cunoaștem bine. Petru ne îndeamnă ucenicizare. Învățătura apostolilor. Învățătura apostolilor, prezentată, copiilor prezentată într-un fel, pe mintea lor, adolescenților prezentată într-un fel, pe mintea lor. Mă întâlnesc vineri seara cu adolescenții, ei sunt foarte diferiți de dumneavoastră, sunt copii, râd, glumesc, se înghiontesc, lor nu pot să le predic cum vă predic dumneavoastră care sunteți adulți, că n-au răbdare. Și le predic altfel, dar ei sunt niște copii extraordinari, sunt copii buni și ei ascultă. Însă trebuie prezentată Evanghelia pe mintea lor, tinerilor, pe mintea lor, adulților, pe mintea lor. Așa cum la școală matematica nu se predică la fel, punându-i la oaltă pe aia de clasa 1, a 2 și la liceu, tot la fel în biserică. Nu poți să spui cuvântul Domnului la toți la fel, pentru că copiii îl vor înțelege într-un fel, adolescenții într-un fel, tinerii într-un fel, adulții într-un fel. Trebuie să le explici la fiecare după mintea lor. Noi îi punem pe toți la grămadă și avem predicția că am rezolvat problema. Noi să știți că n-am rezolvat problema. Petru spune ucenicizare. Haideți să citim ce spune Pavel și încheiem. Efeseni capitolul 4, versetul 13. Până vom ajunge toți, dar toți, nu numai 2-3 dintre noi, toți, la starea de om mare. Cum vom ajunge la starea de om mare? Făcând evangelizare? Nu. Ci făcând educație spirituală, făcând ucenicizare, făcând zidire, făcând învățătură sistematică, învățătură peste învățătură. Evanghelizare înseamnă să aduci oameni de afară să-i bagi aici, adică să se nască. Ucenicizare înseamnă să-i crești, să te ocupi de cei care sunt aici, să-i crești. De ce? Pentru ca să ajungă la statura înălțimii lui Iisus și când vor ajunge să-i trimiți în slujbă. Până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Care este scopul? Scopul este educarea poporului lui Dumnezeu. Scopul evanghelizării este comunicarea Evangheliei ca oamenii să vină în biserică.
Scopul ucenicizării este educarea celor care au fost evangelizați și au venit în biserică și acum sunt poporul lui Dumnezeu, ca toți să aibă o educație spirituală și să fie maturi, nu copii la minte plutind încoace și încolo. Te uiți la el și râde tot programul. Mestecă gumă și râde. Păi râde pentru că este iresponsabil în mintea lui. Sunt jocuri mecanice, sunt fete, sunt băieți, sunt mașini, sunt frâne, sunt scârțâituri. În mintea lui nu e Hristos, că dacă ar fi Hristos, n-ar râde în adunare. În mintea lui nu-i Duhul Sfânt, că dacă ar fi Duhul Sfânt, i-ar fi frică de Dumnezeu. Dar nu este, fraților, nu este. Pentru că n-au fost învățați, sunt niște victime ale iresponsabilității celor care trebuia să învețe și nu i-a învățat. Ne cheamă Dumnezeu la o viziune concretă și la niște scopuri pe care trebuie să le cunoaștem și care să le punem în practică reală în biserică. Și fiecare dintre noi să se implice să facă ceva, pentru că se întoarce Domnul și va judeca mai întâi berbecii, apoi oile și de-abia mai apoi mielușeii. Așa spune cuvântul Domnului în Vechiul Testament la Ezechiel, că judecata va începe de aici, nu de afară. Îi ați judecați gata. Dacă Domnul ne va păstra cu viață, vom continua. Dar acum trebuie să ne oprim. Trebuie să mergem acasă să mâncăm, să ne odihnim, pentru că multă învățătură obosește trupul. A fost un timp pe care Dumnezeu ni l-a dat. Dumnezeu a fost aici cu noi. Și a deschis inima și ne-a dat cuvântul său. Și Duhul Sfânt a mers printre noi. Duhul Sfânt nu vrea neapărat să ne entuziasmeze, ci El vrea să ne educe, să ne ridice, să ne întărească, să ne fortifice, să ne echipeze, pentru ca să devenim destoinici și puternici în puterea lui Dumnezeu. Haideți să stăm acum înainte de a pleca acasă, în picioare înaintea Domnului și să ne rugăm. Fiecare cel va îndemna Duhul. Amin.